Bună ziua, mă numesc Pellegrini Lila și vă prezint o resursă la disciplina matematică, clasa 5-a. Azi vom vorbi despre figuri congruente, dar numai prin suprapunere. Vă prezint aici 10 imagini și vă rog frumos să-mi spuneți ce descoperiți pe absolut fiecare imagine. Da, într-adevăr, pe fiecare dintre imagini, dacă vă uitați, avem două figuri care sunt identice, începând de la cele două roți zimțate, la bețele de schi sau schiurile, până la plămâni, chiar aceste două case, acești doi câini, sau gemenele pe care le avem aici, sau chiar roțile unei biciclete. Deci, absolut în fiecare imagine observăm că aceeași imagine apare de două ori sau, chiar în această situație, avem chiar patru avioane. Să vedem acum o clădire, să ne apropiem de geometrie. Observați ce formă interesantă are această clădire. O să vă rog pe această clădire să descoperiți tot așa figuri congruente, adică figuri identice. Păi avem chiar mai multe, eu am marcat aici două, avem acele două triunghiuri pe care le-am marcat cu roșu, care sunt congruente. Și dacă vă uitați, aici avem un trapez mic albastru, geamuri, sau aici avem altul, care tot în mod similar sunt congruente, sunt identice. Ce am putea să zicem atunci despre figurile congruente? Păi am putea să zicem că ele au aceeași dimensiune și aceeași formă, după cum vedeți pe fiecare din aceste exemple. Putem verifica dacă figurile sunt congruente, dacă prin suprapunere ele coincid, deci dacă am decupat toate aceste figuri și prin suprapunere ar coincide. Și desigur că dacă avem două figuri geometrice congruente, atunci și elementele, adică și laturile și unghiurile vor fi congruente. Pe acest desen puteți observați că sunt însemnate, de exemplu, că segmentul AB și segmentul AD este congruent și chiar și aceste două unghiuri sunt însemnate că sunt congruente. Să vedem acum mai detailat fiecare din aceste exemple. De exemplu, dacă ne uităm la aceste două pentagoane, să vedem dacă într-adevăr prin suprapunele ele coincid sau nu. Observați că prima dată trebuie să facem o rotire și după ce am rotit pentagonul roșu, se suprapune perfect peste cel galben. Să verificăm acum un alt exemplu. De exemplu, cele două trapeze pe care le avem, pur și simplu, dacă le suprapunem, observăm că toate elementele, toate laturile, toate unghiurile sunt congruente și, într-adevăr, se suprapun perfect. Să vedem un exemplu acum mai complicat. Observați că avem două triunghiuri. Prima dată decupăm. Deci prima dată decupăm triunghiul galben. Pe urmă îl întoarcem, îl oglindim și după ce l-am oglindit o să vedem dacă se suprapune. Observați că s-a suprapus perfect peste triunghiul albastru. Adică chiar și aceste două triunghiuri erau
congruentă. O figură mai interesantă, o mozaicare, aici se acoperă, se poate acoperi tot planul, dar noi ne concentrăm acum doar la aceste două figuri, figura albastră și figura roșie. Să vedem dacă prin suprapunere coincid sau nu. Prima dată le-am decupat pe amândouă, deci le-am pus lângă desen. Am mutat figura roșie lângă cea albastră. Am rotit figura roșie și observăm la final că ele se suprapun. Perfect! Exercițiu în care vă rog, dacă vă uitați la această steluță, la această stea, să îmi spuneți câte figuri geometrice congruente observați. Într-adevăr, avem 6 triunghiuri care sunt de această formă, triunghiurile astea ascuțite. Avem aceste 6 triunghiuri care au, le observăm în 6 locuri și să nu uităm și de aceste 6 patrulatere mici verzi care sunt în zonele astea, pentru că și astea sunt congruente. O să vă rog să încercați să răspundeți dacă din fiecare celulă pe care o vedeți, dacă cele două figuri geometrice sunt sau nu congruente. Pur și simplu încercuiți da sau nu sau scrieți cuvântul da sau nu în funcție de răspunsul vostru. Și într-adevăr, cele două pentagoane sunt congruente, dreptunghiurile sunt iarăși congruente, cercurile nu sunt, pentru că se vede că acest cerc este mai mic decât cel de sus, triunghiurile sunt. Aici nu putem vorbi de figuri congruente, pentru că sus avem un triunghi, jos avem un dreptunghi. De data asta, ceea ce vă rog, aveți aceste figuri în coloana cu fundalul verde și căutați dintre aceste 4 figuri care este congruent cu cel din coloana verde. După cum vedeți, la primul este D-ul, deci este același pătrat, dar este puțin rotit. La hexagon este B și la oval este A. Ca și temă ar fi la fiecare dintre aceste seturi de figuri geometrice, aveți 3 seturi, să încercuiți figurile geometrice congruente. Le copiați în caiet și încercați să le încercuiți. Vă mulțumesc și ne vedem!